Peste 6.000 de moldoveni mor anual din cauza bolilor provocate de fumat. Un sfert din populația țării este dependentă de fumul de țigară, iar fiecare al doilea fumător moare la o vârstă aptă de muncă, arată datele unui studiu recent realizat în țara noastră. La scară mondială, decesele cauzate de fumat sunt în număr mai mare decât cele cauzate de SIDA, accidentele de circulație, sinucideri sau crime. Astăzi, de Ziua Mondială fără Tutun, în Chișinău au fost organizate acțiuni de sensibilizare și informare a opiniei publice despre daunele fumatului. Pe an ce trece, autoritățile sunt tot mai îngrijorate de creșterea numărului de adolescenți care folosesc produse de tutun încălzit sau țigări electronice, acestea fiind la fel de nocive ca și țigările propriu-zise, spun specialiștii. Deja în anul 2019, conform datelor studiului realizat în Moldova, peste 16% dintre tineri de vârsta 13-15 ani foloseau produse din tutun, inclusiv produse din tutun încălzit. Conform acelui studiu, aproape 13% dintre adolescenți foloseau țigări electronice. Experții consideră că cel mai eficient mecanism de combatere a fumatului este creșterea prețurilor, care ar reduce accesibilitatea la aceste produse. Fiecare al doua persoană care are o boală cardiovasculară este fumător, contribuie la hipertensiune arterială, la accidentul vascular cerebral, infarct miocardic, boala obstructivă cronică pulmonară, precum și cancerul pulmonar. 90% din cancerul pulmonar este cauzat de fumat. Oamenii au păreri împărțite despre fumat și fumători. M-am rămas fără copii. Copiii mă lepădați s-au dus. Ies acolo, eu să aici. Mai trag câte țigară și mai liniștesc colegul, zic așa. Am văzut cum niște trei fete și cu doi băieți au fumat și eu sunt de părerea că nu este frumos de fumat, că ce ți dăuneze ție și cheltui mulți bani. Dacă să fie mai scump țigările, evident să le lepădăm. Autoritățile susțin că se impun controle mult mai severe din partea inspectorilor ANSA, care în prezent nu pot face acest lucru din cauza unui cadru legal protectiv. Problema nu ține doar de Ministerul Sănătății și ANSP. Fiscul, VAMA, Ministerul Finanțelor au un rol foarte important de jucat. Cum noi am modificat legislația, va fi nevoie de licență. Vom implementa așa numită trasabilitate, când fiecare pachet de țigări va fi aplicat un cod de identificare. Potrivit experților, efectele negative ale fumatului se răsfrâng nu doar asupra fumătorului, dar și a celor din preajmă. Doar 15% din fumul de țigară este inhalat de cel ce fumează, alte 85% pătrunde în plămânii vecinilor.